Datele personale a peste 500 de milioane de utilizatori Yahoo au fost furate de hackeri. Informația a fost confirmată de reprezentanții companiei, care menționează că atacul cibernetic a fost efectuat la sfârșitul anului 2014. Hackerii au reușit să afle numele, data nașterii utilizatorilor, dar și parolele, adresele de e-mail și numere de telefon. Printre informațiile sustrase nu figurează date despre carduri și conturi bancare. Reprezentanții Yahoo le recomandă celor care nu și-au schimbat parola în ultimii 2 ani să o facă acum. La sfârșitul lunii iulie, compania americană de telecomunicații Verizon a anunțat că va cumpăra divizia de internet a Yahoo cu aproximativ $5 miliarde. Yahoo a fost înființată de 2 studenți de la Universitatea Stanford în urmă cu 22 de ani. Reality cu Cristi Dorobăț pe ultima zi de muncă. Bună dimineața, bine v-am găsit. Ai detalii noi? Nu, n-am detalii noi, numai că nu e corect tradusă știrea. Pentru că n-a fost parte de hackeri, ceea ce cei de la Yahoo vor să evidențieze și vor să aducă în atenția noastră este că nu au fost hackeri obișnuiți cei care le-au spart sistemele, ci că au fost hackeri sponsorizați de guverne străine. Așa numiți sponsor state hackers. E o formulă un pic mai interesantă pentru că, și bine, e fără neapărat dovezi pentru că n-a putut să dea de urma acestora. Ei ne asigură totuși că acești hackeri nu mai sunt în sistemul lor și că nu mai pot să le asigure sistemul, dar în 2014 serverele de la Yahoo sau, mă rog, sistemul de autentificare nu era foarte avansat. Era doar un username și o parolă, parola care era criptată, dar iată că hackerii au pus mâna pe acele criptări și inclusiv pe parolele criptate și au reușit să și le decripteze. Iar cei de la Yahoo vin și spun că probabil un atac al unui guvern străin, nu dau nume, nu dau direcții, dar aparent aceasta ar fi cauza pentru care s-au furat acele parole. Bineînțeles, probabil cineva dorea să acceseze un singur cont, dar a reușit să pună mâna pe toată baza de date. Lucru Așa că care aveți este... grijă ce scrieți în mail. Aveți grijă ce scrieți în mail, lucru care este destul de important și mai mult decât atât aveți grijă cum vă conectați la internet. Și dacă tot am vorbit de weekend, iată aici avem un ceas inteligent care te ajută să dormi mai bine. Nu râdeți pentru că este o problemă pe care mulți dintre noi o avem. Știți că nu dormim bine, nu știm cum dormim și așa mai departe. Într-adevăr, există câteva aplicații pe telefoanele mobile care te ajută să dormi mai bine, care îți măsoară somnul și dimineața îți dau raportul și spun n-ai dormit între ora cu tare. Eu mă folosesc de așa o aplicație de când am instalat iOS-ul și îmi zice mergi la culcare în 15 minute. Același lucru îți face și acest ceas, numai că acest ceas te ajută să adormi, învață obiceiul tău de a dormi și știe când să te trezească dimineața. Bineînțeles, are și o aplicație pe telefonul mobil, reușește să se conecteze cu tine și reușește să te facă să dormi mai bine. La ce regim de somn avem noi? Eu cred că aparatul ăsta o să moară în 2 zile. Nu se adaptează la regimul nostru. O să știe să te trezească foarte bine. E, iată, avem și UGIE, care este un roboțel care este creat de niște dezvoltatori români, care dorește să devină un asistent personal pentru cei mici. Știe să răspundă la întrebări, știe să învețe de la cei mici ce le place, știe să-i țină ocupați în momentul în care aceștia își fac temele și, bineînțeles, să le dea răspunsuri. Dezvoltatorii în momentul de față caută alți dezvoltatori de software pentru acest roboțel, dar, după cum îl vedem aici, el este deja viu, trăiește și știe să interacționeze cu copiii și, până la urmă, este un mijloc mult mai bun de a îi crește pe cei mici și de a-i avea în siguranță dacă ei se simt neconfortabil alături de părinți sau, știi, vor să se retragă singuri în camera lor. Acest roboțel ar trebui să suplinească lipsa de afecțiune. Și e un bun ajutor în cazul în care părintele nu știe răspunsul. Într-adevăr, se conectează la internet, știe să caute detalii și, mă rog, așteptăm să fie final, să-l vedem pe piață, să-l vedem în producție și... Va costa oare mult? Nu, sper să nu, pentru că e pentru cei mici, nu este foarte complicat de făcut și, bineînțeles, nu este primul roboțel pentru cei mici. Dar mai multe detalii vedem în curte, acolo o să vezi mai mulți roboței ca tine. Exact. Bun, cam atât pentru săptămâna aceasta. Ne vedem și luni. Mulțumesc. Mulțumim mult, Cristi Dorobăț, rubrica Real IT. Se vede și pe Publika.md.